Acum să vă spun două lucruri introductive. Primul, am intrat în mănăstirea Sâmbăta în 90 și la câteva zile după ce am intrat, în timp ce ieșeam de la slujbă, un părinte în vârstă, care a și murit în decembrie, în anul acela, părintele Serafin Popescu, venea la slujbă. Ne-am întâlnit cu el și am zis, părinte, haideți înapoi că s-a terminat slujba. Părintele Serafin zice, de când sunt am învățat așa ceva? Eu am luat de bună treaba asta. Este vreo 3 zile, iar se repetă întâmplarea. Noi, părinte, credeți acasă că s-a terminat slujba. Părintele, de când sunt am învățat așa ceva? No, acum și eu, de când sunt am învățat așa ceva, să știți. Dar chiar nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Dar cumva facem față, văd că parcă își mai ieși de drumul puțin, de dimineață a reușit să slujesc în condiții aproape normale, cum mai un pic mai greu, să vedem. Și al doilea lucru ce ține de normalitate și de schimbarea condițiilor după 90. Înainte de 90 știți cât program era la televizor și cam ce conținea cei mai în vârstă. 2 ore era programul, în general politic. După 90 s-a schimbat imediat și părintele a și început să-i aștepta conferințe în afara mănăstirii, la slujbe, și astea au început să fie și televizate. Iar o femeie a văzut una din conferințe la televizor și îl cunoștea pe părintele din vecinătate de acolo. S-a bucurat așa de mult, să spune părintelui Teofil, ce părinte, așa m-am bucurat că v-am văzut la televizor, că am pupat televizorul. Da, părintele comentează, să știți că dacă e vorba, doamna respectivă, n-avea obiceiul să pupe televizorul din gând în gând, dacă e vorba, zice, i-am pupat pe mine. Asta, apropo, și de firesc și de excepțional. Acum, ca să pot să mă orientez un pic, v-aș ruga să ridicați mâna câți l-ați cunoscut pe părintele Teofil. Mulțumesc, o treime. Câți sunt studenți la teologie aici? Tot cam o treime. Bine. Ca să știu cum să mă adresez un pic, da? Ei sunt la teologie, dar nu l-au cunoscut. Ei sunt mai tine. Așa este, așa este. Deci unii l-au cunoscut și alții încearcă să-l cunoască. O să încerc să vorbesc pentru toți, ca să fiu înțeles. Mă bucur că sunt aici. Îmi pare rău de acest inconvenient, dar n-am ce face, chiar îl regret. Mă gândeam că puteam să schimbăm cu cei care ar vorbi mâine seară, dar nu garantez că mâine seară e mai bine sau mai rău, așa că mai bine facem cum este. Da. Am gândit, când am organizat, să vorbesc despre firescul sfințeniei. Având în vedere tema aceasta, firesc știm ce înseamnă, dar am considerat că e foarte necesar să vedem ce ar însemna de fapt faptul că cineva să fie sfânt. Deci, sfințenia. Toți suntem pe calea sfințeniei, de fapt, deși ne-o imaginăm, înțelegem de multe ori diferit, și mai ales pentru cei de la teologie, dar nu numai, am căutat baza pentru definirea omului sfânt a sfințeniei. O să prezint mai întâi această bază, și mai ales în partea a doua o să vedem cum firescul sfințeniei s-a manifestat în persoana părintelui Teofil. Să știți că am avut și niște surprize căutând acum locurile unde se vorbește, mai ales despre omul sfânt în Vechiul Testament. Mai ales pentru teologi,
vă recomand să urmăriți cum se vorbește despre Cel Sfânt, cu referire la om, în Levitic și în Deuteronom. Eu o să vă prezint câteva locuri, dar în Levitic se insistă foarte mult pe sfințenia persoanei, ce ar trebui să facă omul care trăiește cu sfințenie, iar în Deuteronom se insistă pe sfințenia poporului sfânt. Este alt accent pus acolo, de același autor Moise. Deci, în Vechiul Testament, mai întâi, se vorbește foarte mult despre locul sfânt, despre locul prezenței lui Dumnezeu. Acesta este cortul sfânt pe care poporul Israel a primit poruncă de la Dumnezeu să-l construiască, dar este și cerul în care locuiește Dumnezeu. Dacă citiți psalmii, ceea ce vă recomand, psaltirea, o să găsiți de asemenea multe referiri la acest loc sfânt, la locul prezenței sau cinstirii lui Dumnezeu. Tot așa se vorbește în Vechiul Testament adeseori despre diferite lucruri sfinte. Acestea sunt lucruri afirosite lui Dumnezeu, lucruri puse deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Cu precădere sunt amintite jertfele, în care știți că se cere ca ofrandele aduse lui Dumnezeu să fie fără meteahnă, adică să fie integre, să fie sănătoase, să fie de cea mai bună calitate. Acum, cu referire la sfințenia omului, a fiecărui în parte, o să vă citesc o scurtă relatare din Levitic. Mai întâi, în capitolul 11, 44, se spune că și eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin toate aceste tărătoare care se tărăsc pe pământ, adică prin mâncarea de animale necurate. Căci eu sunt sfânt, căci eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Nu ne-am lămurit prea mult ce înseamnă să fiți sfinți. Dar o să vă citesc un text mai în extensie, în care să vedeți că Dumnezeu nu le cere lucruri extraordinare evreilor când le spune să fie sfinți, ci le cere să respecte niște precepte care de fapt erau spre folosul lor. În capitolul 19 din Levitic se spune: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul Dumnezeul vostru. Fiecare din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său, să păzească sâmbetele mele, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă întoarceți spre idol și să nu faceți dumnezei turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Jertfă să fie mâncată în ziua când o veți jertfi sau a doua zi. Ce va mai rămâne până a treia, să se ardă în foc. Păi gândiți-vă că nu aveau frigidere. Da? Dumnezeu le cere de cele mai multe ori oamenilor ceea ce cere pentru el, cere de fapt pentru binele lor, pentru sănătatea lor. La fel se întâmplă și aici. Și cum argumentează Dumnezeu, să vedeți? Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât, jertfa nu va fi primită. Adică Dumnezeu se gândește la ei, dar spune cu referire la el că nu o să fie primită jertfă. Dar de fapt le cerea aceste lucruri pentru binele lor,
nu că era o pretenție a lui. Cine va mânca din ea, își va purta vina păcatului său, că cine cinstește ce a fost în china Domnului, omul acela va fi nimicit din poporul lui. Când veți secera podele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor, nici să culegi struguri rămași după ce a fost culeasă via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din el. De ce? Să le lași săracului și străinului. Ia gândiți-vă cum procedează societatea de consum de astăzi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu furați și să nu mințiți, nici să vă înșelați unii pe alții, nici să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu ascupești pe aproapele tău și să nu storci nimic la el prin sine. Să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poate face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Să nu umbli cu bârfele în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău, să nu urăști pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni, să nu ține caz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Să păziți legile mele, să nu împreunvite de doi soiuri deosebite. Vedeți acum cu manipulările genetice, cu împreunările nepotrivite. Să nu semeni în ogorul tău două feluri de semințe. Să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. De ce toate acestea? Pentru sănătatea lor, pentru binele lor. Deci, ce înseamnă o cinstire a lui Dumnezeu și o sfințenie a omului? Înseamnă o trăire având în vedere frățietatea cu ceilalți oameni, având în vedere binele fiecăruia, dar și binele comun, o raportare onestă, cinstită, după dreptate, frumoasă, la aproape. Și toate astea te fac să fii sfânt. Aceasta le înțelegem din ceea ce cere Dumnezeu israeliților. În cartea Deuteronom, cum spuneam, apare noțiunea de popor sfânt. În capitolul 7 se spune căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales să fii un popor al lui din toate popoarele de pe fața pământului. În capitolul 14 se continuă căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul te-a ales să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului și continuă să nu mănânci niciun lucru uricios. O chestiune care n-am zice care ne face foarte mult cu sfințenia, dacă stăm să ne gândim. Pe cei care mănâncă bio, îi apreciem neapărat ca fiind sfinți, da? Dar poate fi și acesta un criteriu al sfințeniei. O viață dusă după rânduială lui Dumnezeu, după firescul pus de Dumnezeu în întreaga natură și în firea umană și după legile generale ale conviețuirii umane în societate. Deci poporul sfânt este un popor care împlinește voia lui Dumnezeu.
Lucrul acesta este spus mai încolo, explicit, în Deuteronom, în capitolul 28:9. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Un exemplu de contrasfințenie, dacă vreți, sau de cădere din sfințenie, avem în cartea lui Ezra, în capitolul 9. La ce credeți că se referă? Căci au luat neveste din fetele lor, adică ale popoarelor păgâne, pentru ei și pentru fiii lor, și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpeteniile și trecătorilor au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Mai avem o trimitere cumva mai specială în cartea prorocului Isaia, unde în capitolul 4 se spune: se va numi sfânt oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. Se referă la întoarcerea evreilor, ori toți cei care aveau să fie parte din poporul Israel, parte poporului sfânt, sunt considerați aici sfinți. Acestea erau liniile din Vechiul Testament. Deci, vedeți, nimic special, ci pur și simplu o viață după rânduiala lui Dumnezeu, o viață în care să se raporteze oamenii corect prin Dumnezeu la aproapele lor. Venim la Noul Testament acum. Trebuie să vă spun că Noul Testament, cuvântul sfânt pentru oameni, este mult mai puțin întrebuințat. În Noul Testament se vorbește foarte mult despre activitatea, despre acțiunea Duhului Sfânt, despre faptul că Duhul Sfânt i-a călăuzit pe apostoli, că El a călăuzit întreaga lucrare de mântuire, că El a stat la baza lucrării atât a Sfântului al Botezătorului, cât și a Mântuitorului, cât și a apostolilor, a propovăduirii apostolilor. Mai puțin se vorbește despre ce ar însemna omul sfânt și totuși nu foarte puțin. Deși nu este definit omul sfânt, sunt totuși definite caracteristicile acestuia și o să vedem imediat cum. Prima menționare cu referire la un om sfânt în Noul Testament este, cred că vă dați seama cei de la teologie, în Evanghelia de la Marcu, capitolul 6, cu referire la Sfântul Ioan Botezătorul, unde în versetul 20 se spune că Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori spun cu împănănești în ce să facă și l-asculta cu plăcere. Aici deja avem un alt nivel al sfințeniei la Sfântul Ioan Botezătorul. Este un nivel mult peste firesc. E o situație de excepție. Așa că nu ne raportăm cu pregătire la aceasta. O avem doar în atenție. Cum am spus, sunt menționați dreptul Zaharia și Sfânta Elisabeta, părinții Ioan, lui Ioan Botezătorul, care sub influența Duhului Sfânt îl au pe el ca și copil. La fel știți despre bunăvestirea adusă Maicii Domnului, care și ea tot prin influența Duhului Sfânt s-a petrecut zămislirea. În Faptele Apostolilor avem relatarea pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor. Apoi un pic mai încolo, în capitolul 6, se vorbește despre a
alegerea celor 7 diaconi, se spune că l-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt. Deci, avem mai multe relatări acum referitoare la oameni plini de Duh Sfânt. Cum arată omul plin de Duh Sfânt? Vedem un pic mai încolo când este descris. Sunt enumerați toți cei 7 diaconi acum. Avem și un alt tip de lucrare a Duhului, a Sfințeniei, și anume Sfințenia Sacramentală. Este menționată această epistola către evrei, capitolul 7, cu referire la Sfințenia Arhiereului. Se referea la cel din Vechiul Testament și la Domnul Hristos, la slujirea arhierească Domnului Hristos. Și tocmai un astfel de arhiereu ne trebuia, cum a fost, de fapt, Domnul Hristos, sfânt, fără prihană, nevinovat, despărțit de cei păcătoși și într-o țară mai presus decât cerurile. Și acum, să ne domirim un pic cu referire la sfințenia oamenilor. Cum am zis, nu se spune că ei sunt sfinți, decât foarte rar. Avem acea mențiune că în Antiohia, prima dată, sfinții s-au numit creștini, adică următorii lui Hristos s-au numit creștini. Deci ei aveau conștiința, primii creștini, că trebuie să ducă o viață în sfințenie. Această viață dusă de ei este practic recomandată în toate epistolele Sfântului Apostol Pavel, în care, după o parte introductivă, o parte teologică, urmează partea de îndemn la viețuire, în care Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe creștini cum trebuie să trăiască. O să vă citesc, însă nu de la Sfântul Apostol Pavel, ci de la Sfântul Apostol Petru, pentru că mi se pare că epistelele lui sunt cumva mai puțin luate în atenție și are niște clarificări extraordinare, Sfântul Apostol Petru. Deci, credința în Dumnezeu, manifestată într-o viețuire raportată la Dumnezeu, în purtare, aceasta este mărturia Sfințeniei. Și auziți ce spune Sfântul Petru. De aceea, în primul capitol al primei epistole, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum Cel care v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți cum Eu sunt Sfânt. Face trimitere la Levitic, da? Și acum o să vă dau un citat iarăși mai extins de la Sfântul Apostol Petru din Epistola 1, capitolul 2, în care descrie mai multe caracteristici ale creștinilor. Deci, purtarea care trebuie să o aibă creștină. Voi, să zice, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor pentru
ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște păcători de rene, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăbească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului cât stăpânitor, cât ca un alt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și puși. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slugilor fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și plâți, ci și celor greu de mulțumit. Căci este lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce pală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și o să mai aduc în atenție un citat din Apocalipsa, unde chiar la final, capitolul 22, este adus un cuvânt care lasă finalul deschis cumva pentru fiecare dintre noi, și anume, apoi mi-a zis Îngerul să nu pecetuiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească mai departe. Cam acestea mărturiile biblice pe care ne întemeiem. Vedeți acum și Noul Testament, cum Sfântul Apostol Petru, în cazul acesta, îndeamnă iarăși la o viață în frățietate, la o viață în curăție, la o viață în care omul, raportându-se la Dumnezeu, să privească tot ceea ce se întâmplă prin raportarea aceasta la Dumnezeu. Un creștin nu trebuie să se orienteze doar după contingent, după ceea ce vede imediat că se întâmplă în fața ochilor lui, ci să aibă în vedere că în toate este și o rânduială a lui Dumnezeu pentru care să încerce să o descopere. Acum, înainte de a merge mai departe, aș vrea să atrag atenția că în limba greacă există o mare apropiere între cuvintele Sfânt, Agios și Sănătos. Iis este aceeași rădăcină. Spun aceste lucruri de multe ori când facem sfințirea apei mari la boboteasă, pentru că atunci este vorba de un fel de recreație. Când Dumnezeu sfințește, El însănătoșește. Un om sfânt este un om sănătos, dar nu mă refer doar la sănătatea trupului. Aceasta poate să fie dată sau nu. De exemplu, în ce măsură un om răgușit poate să fie un om sfânt. Deci, e de discutat. Cred că trebuie să avem în vedere integritatea ființială care se restabilește și care se întărește în omul sfânt. Omul sfânt este
celor relatate deja, un om integru, un om care trăiește asumându-și calitatea de fiu al lui Dumnezeu și care asumă pe semenii săi cu aceeași calitate, cu aceeași stimare. Și vedem asta dintr-o întâmplare relatată în Pateric. Sfântul Antonie cel Mare, la un moment dat, ajunge la gândul că el duce totuși o viață în mare sfințenie și că i-a depășit pe mulți. Iar Îngerul Domnului îl trimite la un cizmar din Alexandria și spune că acela este la măsuri mai mari decât el. Sfântul Antonie se duce, îi urmărește viața și nu constată nimic deosebit. Și îl constrânge pe cizmarul respectiv să-i spună ce lucrare are el. Păi ce, nu fac nimic deosebit. Mă scot dimineața, hrănesc copiii, din ce câștig, dintr-o parte mă întrețin familia, una o pun deoparte peste vreo săraci și alta pentru Dumnezeu. Și asta era tot. Și cu modul în care el trăia responsabil în fața lui Dumnezeu și în fața familiei și a oamenilor, vedeți că el se ridica la o măsură comparabilă cu a ascetului Antonie cel Mare, care își asumase raportarea la Dumnezeu și la lume în alt mod. Practic, este vorba de moduri diferite de raportare la Dumnezeu, nu însemnând că unele sunt mai presus decât altele, ci pur și simplu sunt diferite. De dimineață aminteam cuvântul sau troparul din slujba înmormântării: cu Sfinții odihnește Hristoase sufletul adormitului robului tău. Îi dăm numele de dimineață, ne-a rugat pentru Părintele Teofil. Dar aceeași rugăciune o facem pentru toți cei adormiți, trecuți la Domnul. Și spuneam că pentru ca să fie odihniți cu Sfinții, cel adormit pentru care ne rugăm, trebuie să fie și el puțin sfânt, că altfel n-ar ce căuta între Sfinți. Cum o să stea în Rai cineva care nu-i de Rai? Și atunci, starea aceasta de sfințenie trebuie să ne străduim, să o câștigăm de acum, pentru că e foarte greu ca unul care a murit într-o stare de păcat să fie pus dincolo în altă stare. Nu o are, pur și simplu. Știți că există o relatare între Iod, înainte de începutul postului mare, la Sâmbăta Morților, spune acolo despre Sfântul Grigorie, dialogul, că s-a rugat cu insistență pentru mântuirea împăratului Traian și Dumnezeu i-a dat răspuns: ți-am ascultat rugăciunea, dar să nu te mai rogi pentru păgâni. Este foarte complicată problema asta, pentru că Dumnezeu primește rugăciunile noastre pentru cei adormiți. Dar trecerea de la o stare la alta, foarte complicat de realizat. Și atunci, noi ne rugăm pentru cei adormiți, dar asta nu îi scutește pe ei de efort. Trebuie să facă efortul în viața aceasta, să rugă de starea de sfințenie. Opusul stării de sfințenie este, știm, păcatul. Ce este păcatul? Cum am definit păcatul? El este, în primul rând, o neascultare de Dumnezeu, care duce la o acțiune, la o viețuire chiar, împotriva sensului pus de Dumnezeu în lucruri și în viață. Sau la ceva fără sens, care ulterior devine împotriva sensului. Vă dau două exemple. Primul, fumatul. E fără sens, că dacă era cu sens, ne făcea Dumnezeu țeava de eșapament.
dar nu ne-a făcut. Se vede că e fără sens. Alt lucru, păi, care inițial poate să fie fără sens, prea multă lipire a ochilor de ecran. În cel întreg oamenii cu ecran în față, dar n-am cum să-mi scot la imprimantă în timp util ceea ce mi-am scris aici și atunci am venit cu acest instrument. Însă, de ce amintesc ecranul? Pentru că întâi pierd tinerii timpul în fața ecranului, după aceea devin dependenți de ecran, după aceea văd lucruri nepotrivite acolo și după aceea ajung să facă păcate tot mai mari pe urma la ce au văzut. Și atunci ceva ce inițial este puțin lipsit de sens, fără rost, ajunge să fie foarte împotriva sensului și să fie foarte degenerator pentru ființa umană. De curând noi am avut la Dresda întâlnirea tinerilor din Arhiepiscopie și în formularele de feedback pe care le-au completat, chiar am primit și următorul, că ar trebui să dăm cumva mai multe explicații cum un tânăr ar putea să scape de pornografie sau cum un tânăr ar putea să nu cadă păcatelor de ordin sexual și așa mai departe. Și mi-a venit prima dată răspunsul că ar trebui să vrea el mai întâi să nu cadă în acest lucru. Pentru că dacă iubești păcatul, e foarte rău, foarte greu să ieși din el. Și de multe ori ceea ce începe cumva restrâns, poate să dezvolte după aceea. Părintele Teofil avea un cuvânt, omul crește în ce pornește și ce faci, te faci, devii prin lucrurile acelea. După aceea, după ce ai devenit pe o anume latură, e foarte greu să mai schimbi. Deci, lucrarea în acord cu voia lui Dumnezeu, aceasta este virtutea, este sfințenia. Mi-a spus Sfântul Apostol Petru, este o ascultare de Dumnezeu, este o stare în care omul trăiește în acord cu rânduiala dumnezeiască și cu finalitatea vieții umane. Credeți că astăzi se propovăduiesc foarte multe teorii care se prezintă ca alternative de viață. Trebuie să vedem finalitatea acestora. Poate funcționa viața umană în acest mod sau nu poate. Sunt niște minciuni, sunt niște iluzii. Sfințenia, deci, nu poate fi decât firească. Încadrându-se în firescul vieții, omul e pe calea sfințeniei. Sfințenia implică iubire, responsabilitate, supunere față de Dumnezeu, implică frățietatea tuturor, implică chemarea pe care o avem cu toții la viața veșnică. Și acum, mergând la Părintele Teofil, să vă spun că țăranii români, în general, au dus o viață simplă, o viață în care țineau seama de rânduiala lui Dumnezeu. Și mulți din ei au născut și au crescut mari potnici, mari erarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în cazul nostru, asemenea cu cizmarul din Alexandria. Gândiți-vă, poate că și din cei care sunteți aici, sunteți unii care aveți părinți la țară sau bunici la țară și știți cum au trăit, cum s-au zbătut ca să-și crească copiii, nefăcând lucruri excepționale, trăind într-un firesc al vieții, într-un firesc frumos. Mi-am notat aici un cuvânt al Părintelui Serafin Popescu care spunea că creștinismul e viață, nu-i gheață. Pentru că de multe ori oamenii se străduiesc să împlinească niște rânduieli exterior.
Dar creștinismul nu e o sumă de rânduieli. Creștinismul e viață. Aceste rânduieli noi trebuie să le umplem cu viață neapărat. Și viața aceasta e lăsată de Dumnezeu în cele din urmă. Referitor la părintele, părinții lui, lucrari, au trăit acest firesc al viețuirii omului care se știe sub binecuvântarea Domnului, cum spunea părintele Teofil. Mergând la mănăstire, știți cum definea părintele Teofil mănăstirea? Ca fiind tinda raiului, poarta cerului, casa lui Dumnezeu și locul împlinirilor. Așa a perceput-o el, așa a simțit-o el și așa a recomandat-o și altora. El, părintele Teofil, a avut din firea lui, din structura lui sufletească, o tendință de a nu se încadra neapărat, de a nu se înregimenta, ci a avut darul acesta de a judeca lucruri. Spune că imediat ce s-a dus la mănăstire, un prieten al lui i-a scris: îți doresc să nu ajungi nici prea repede, nici prea mult, un călugăr tip, adică un simplu împlinitor de rânduială. Și părintele n-a fost asta niciodată. Dar faptul că a înregistrat cuvântul acesta al prietenului lui dovedește că din structură, din tinerețe, n-a fost așa, că nu și-a pus toată nădejdea în forme, cum o fac mulți și astăzi, din păcate, ci mai ales în esența lucrurilor. Am spus adeseori despre el că a avut trezvia și curajul să verifice continuu propria tradiție monahală în care s-a încadrat și pe care a iubit-o foarte mult, prin raportarea la cuvântul Domnului Hristos din Evanghelie. Exemplu, păi spunea că există un părinte în Pateric, o zicere acolo, spune că de va fi călugărul nevoitor, de ajuns este să doarmă o oră pe noapte. Și părintele zicea: drag, aș vrea să-l întâlnesc pe călugărul respectiv și să-i spun că n-are dreptate. Ca și călugăr începător, când îl auzeam, visam și eu, știți, visam cum să ajung aproape un cer, știți, nu mai e nevoie de somn mult, adică o privire foarte idealistă, cum avem mulți asupra sfințeniei, mai ales când suntem tineri, da? Dar idealismul acesta trebuie să-l temperăm, să-l aducem la înțelepciunea pe care o oferă realismul vieții. Ori Părintele vorbea din perspectiva omului realist. Și amintea de părintele Arsenie, care avea și cunoștințe medicale și care spunea că cel puțin 6 ore de somn continuu, 24 de ore, sunt necesare pentru sănătatea și buna funcționare a organismului. Deci, avea curajul să corecteze anumite tendințe de exagerare. Sau anumite chestiuni care poate că au fost posibile pentru un om de excepție, dar nu pot fi date ca regulă pentru toți. Pentru că toți, sau majoritatea, avem condițiile acestea ale noastre normale și trebuie să ne asumăm limitările pe care le avem, pentru că altfel, dacă nu ținem seama de ele, noi suferim. Sfânta Evanghelie, Părintele Teofil o numea Hristos în mijlocul nostru. Adică, cuvântul acesta este cuvântul lui Hristos, de care trebuie să ținem seama. Și, dragii mei, gândiți-vă când se citește Sfânta Evanghelie în biserică. Trebuie să avem acolo trezvia să înțelegem că ne vorbește chiar Domnul Hristos din Sfânta Evanghelie. Și de câte ori noi nu mulțăim sau nu suntem atenți sau suntem chiar indiferenți,
sau ne gândim la altceva. Asta este, de fapt, o necinstire față de cuvântul Domnului Hristos. Deși când se citește Apostolul și când se citește Evanghelia, să încercăm să fim foarte atenți, pentru că acolo e cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. Și să încercăm să verificăm tot ce se întâmplă. Gândiți-vă la toate problemele acestea câte apar în viața Bisericii, la sfințenia, la întâlnirile cu credincioșii de alte confesiuni, la toate problemele pe care le considerăm de mare importanță pentru Biserică. Ce zice Domnul Hristos? Pentru că asta, în final, este ceea ce contează cu referire la problema respectivă. Și totul trebuie să raportăm la acest cuvânt al Domnului Hristos. Pentru că altfel s-ar putea să formulăm noi diferite teorii, dar Domnul Hristos să nu fie de acord cu ele. Și atunci trebuie să căutăm mereu care ar fi răspunsul din partea Domnului Hristos. De aceea trebuie și să citim Sfânta Scriptură și mai ales Noul Testament, cât se poate de mult, pentru ca să ne familiarizăm cu cuvântul Domnului Hristos. Acesta să ne devină bază pentru modul în care gândim. Referitor la teologi, Părintele amintea o întâmplare din tinerețea lui, când s-a dus să vorbească studenților de la Facultatea de Teologie din Sibiu, le-a spus: aveți grijă să nu ajungeți teologi sau preoți înainte de a fi creștini. Pentru că există și cazuri de genul acesta. Omul învață multe despre Dumnezeu, dar nu se roagă, nu trăiește o viață raportată la Dumnezeu. Și există riscul să devină chipurile teolog, dar fiind de fapt în afara teologiei adevărate. Trebuie să vă spun din experiența mea că am mers la teologie după 2 ani petrecuți în mănăstire, 2 ani și jumătate lângă Părintele, după ce văzuse modul în care el privea viața duhovnicească, mai mult din punct de vedere practic, și ne punea să ne rugăm, să muncim, să ne vedem de treabă. Am ajuns la teologie și acolo, frate, păi se vorbea despre ce zice Sfântul Macarie Egiptean și Sfântul Macarie Alexandrinul, despre cum ne putem curăți, ilumina și desăvârși. Și toți studenții vorbeau, colegii, despre chestiunile acestea cu joc ușurătate, că eu mă uitam. Mă parcă toți ăștia sunt iluminați aici, mai eu sunt întunecat. Pentru că noi la mănăstire nu vorbeam atâta de lucrurile acestea, ci încercam să le trăim. Ori dincolo ce mai mult se vorbea, dar mai puțin se trăia, știți? Și atunci e foarte bine să vorbim despre ele și să le învățăm. Dar nu avem voie să uităm a le face viață a noastră, pentru că altfel ne învățăm să vorbim despre toate, dar să nu facem nimic. Și acum se scrie, Părintele Ica Junior a scris despre Sfântul Siloan, în cartea aceea apărută în anii 90, cu viața Sfântului, că în timp ce noi știm tot, nu facem nimic, el n-a citit nimic, dar a făcut totul. Adică a trăit o viață după rânduiala lui Dumnezeu. Și Părintele Teofil înțelegea că cineva care cunoaște Sfânta Scriptură trebuie să fie mai întâi un om cum se cade. Cei care l-ați cunoscut, l-ați auzit probabil spunând câteodată: dragul, eu sunt om cum se cade. Era împotriva formalismelor. Am mers, de exemplu, la un moment dat, aici, în partea de sud, o mănăstire, și măicuțele de acolo s-au dus să se prezinte una câte una,
dar un oarecare formalism prezent uneori în lumea noastră monahală și s-au prezentat. Zice una, cum te cheamă măicuță? Melania Băgătoasă. Zice, alta, cum te cheamă măicuță? Teonora Băgătoasă. Merge a treia, cum te cheamă? Serafim Băgătoasă. Ritele de acum, deja ne-a prezis, dragă, așa ceva nu există. Ori ești Serafim, ori ești Băgătoasă. Și merge la Părintele Duhovnic și spune, Părinte, să știi că nu-mi place ce mănăstire aici, asta e mănăstirea păcătoasă. Păi dacă o veni la mănăstire, să nu mai fie păcătoasă. Ori să nu s-a fie neapărat cu păcătoșenia. Pentru că, de ce spun asta? Avem tendința să ne prezentăm că va eu să fie păcătosul. Dar să nu te năgăjească cineva, că apoi e restul cât de păcătoși ești, da? Fără să o recunoști. Atunci nu mai ai cunoști, nu mai zici că ești păcătos. Deci că ăla la tine vine, că el te-a supărat, că el greșește. Și atunci arăți de fapt cât ești de păcătos. Cum zic, se vede în viața noastră că suntem de păcătoși, nu trebuie să trâmbiță noi asta. Și trebuie să ne ferim de fariseism în noi. Aceștia care zicem că suntem în biserică, să știți, e multă fățărnicie, e mult fariseism. Dacă noi am trăit în adevăr, dacă am trăit o relație sinceră cu aproapele noastre, altfel ar arăta și viața bisericii și viața lumii în general. Deci trebuie să facem efortul acesta, să ne asumăm o viață dusă cu sinceritate. Nu o viață tipizată, o viață în care să folosim, să ne folosim de anumite etichete, de anumite tipare, care să ne mascheze un gol lăuntric. Și Părintele Teofil a făcut lucrurile acestea. La biserică insista ca slujbele să fie făcute inteligibil. Și eu mă străduiesc că ceea ce spun să fie inteligibil, sper că și reușesc în condițiile pe care le avem. Adică, slujba pe care cineva o citește, să o citească ca toți să poată să participe la ea. Știți cum numea slujbele? Vuietul Duhului. Adică ele sunt urmare a lucrării Duhului Sfânt. Și faptul de a nu citi așa că să poți fi înțeles, sau de a umbri textul scris acolo prin faptul că cineva își pune în evidență calitățile vocale, era considerat de el pe drept o adumbrire, o umbrire, pardon, a lucrării Duhului Sfânt. Gândiți-vă numai cum se citește Apostolul de multe ori în bisericile noastre. Vine câte un tânăr acolo, teolog, care vrea să impresioneze pe toată lumea cu vocea lui. Și nu mai înțelegi nimic din Apostolul care se citește, ci doar de mine. Ah, ce voce are, excepțional. Mi-aduc aminte când am mers la teologie la Sibiu să dăm examen de admitere, am mers cu trei confrați din mănăstire. Unul era proaspăt, hirotonit, diacon, și avea o voce bună. Și s-a și dus să slujească, ca să arate acolo ce fain slujește el. Și la Sibiu își ducea pe cu o femeie care avea niște probleme de mansardă, dar pricepea totuși multe. Și vine la mine, că păcata seamă că eram împreună. Și zice, îi mândru, îi mândru, îi mândru diaconul ăsta. Dar are pe ce? Aveam vocea lui. Se pare că pe mine m-a smerit Dumnezeu asta la ultima posibilitate. Un alt aspect al normalității, referitor la rugăciune. Cunoașteți rugăciunea lui Iisus. Părintele Teofil, care a zis rugăciunea asta ca mona de multe ori, spunea, cum pot închipui ca Domnul Hristos să nu mă miluiască după
După ce eu m-am rugat toată viața pentru acest lucru, pentru că intervine problema, mergem în Rai sau nu mergem în Rai. Un om care toată viața a trăit lucrând poruncile lui Dumnezeu, lucrând după voia lui Dumnezeu și spre binele oamenilor, Părintele considera că este cumva îndreptățit să nădăjduiască la mântuire. Pentru că dacă un astfel de om nu mai nădăjduiește, pe cine să nădăjduiască atunci? Trebuie să vedem realist lucrurile, da? Bineînțeles că există pericolul celor ascunse ale fiecăruia, dar dacă viața omului este dusă în sinceritate cu adevărat, există și această nădejde de mântuire cu care trebuie să trăim și din care trebuie să izvorască bucuria noastră de a viețui împreună cu Dumnezeu și cu cei care caută pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă pun la inimă acest lucru, că creștinismul e viață, nu-i viață. Creștinismul e bucurie, că faptul de a fi creștin înseamnă a avea nădejde, a avea nădejde în bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru, care ne cheamă, care ne primește, care, cum spunea Părintele, mai ales în ultima parte a vieții, ne zâmbește, nu există acum pe acest lucru, dar care zâmbindu-ne, ne cheamă și pe noi să-i zâmbim lui Dumnezeu. Voi i-ați vă zâmbit când v-ați luat Dumnezeu? V-ați gândit, mergând la rugăciune, să-i și zâmbiți lui Dumnezeu? Să vă puneți problema, pentru că noi, de obicei, în biserici, când mergem la slujbe, începem să devenim foarte doritori de concentrare. Măi, frate, și așa ne concentrăm, că toți ăștia din jur, care nu se roagă cum trebuie, ne deranjează. Și începem să devenim răi cu ei, că ei nu se concentrează așa cum vrem noi să fim concentrați. Și în loc ca rugăciunea noastră să fie într-o bucurie împreună cu ceilalți, devine și rugăciunea un motiv de pagubă sufletească, de năcrire și de înrăire. În loc să ne apropiem de Dumnezeu și de semen, ne depărtăm acolo și de semen și, prin urmare, și de Dumnezeu. În loc să ne bucurăm cu El și cu Dumnezeu și cu semenul și să încercăm să-L ajutăm și pe semen dacă considerăm că nu reușește așa de mult cât facem noi, bineînțeles, ne purtăm cu totul din potrivă și stăm acolo cu niște fețe acre și închistate în biserică. Ori noi acolo suntem chemați să-i zâmbim lui Dumnezeu. Și în legătură cu asta vă spun următoarea întâmplare. La o astfel de reuniune, cineva îl întreabă pe Părintele ce face când îi vând gânduri străine la rugăciune. Și Părintele zice, dragă, dacă îmi vine minte o poezie de Zorica Lasco la rugăciune, eu spun la Dumnezeu și zic, Doamne, așa că-i faină. Nu, cam așa trebuie. Însă pentru asta trebuie să-ți împodobești și să îmbogățești mintea și ființa cu lucruri frumoase. Cu rugăciuni de Zorica Lasco, cu mizerii din internet. Bineînțeles că și pe internet sunt și poezii Zorica Lasco. Depinde ce alegi de acolo, da? Dar trebuie să aduni o bogăție frumoasă, să te hrănești cu lucruri frumoase, pentru ca ele să-ți vină în minte la rugăciune, că altfel îți vine în minte ceea ce porți în ea. Am spus în legătură cu rugăciunea lui Iisus că spunea iarăși Părintele că nu crede că la final Dumnezeu o să-i zică, păi Teofile, ai fi putut să mai zici de vreo 10.000 de ori rugăciunea lui Iisus și n-ai zis-o, fii atent. Pentru că Dumnezeu nu privește lucrurile într-un fel egalist, ci El primește viața noastră adusă ca o ofrandă lui Dumnezeu. Și atunci, să trăim toată viața ca o astfel de ofrandă
Și să nu numărăm prea mult, să nu contabilizăm prea mult. Că Dumnezeu nu spune să contabilizeze, spune asta frumos Nicolae Steinmann, ci pur și simplu viața întreagă să fie o ofrandă adusă lui Dumnezeu. Spovedania. Insista părintele să nu fie o formalitate anuală, cum o fac mulți, și îi întreba câteodată pe cei care mergeau la spovedi doar în postul Paștilor. Zicea, drag, dacă într-un an n-ar mai fi postul Paștilor, te-ai mai spovedi? Omul zicea, părinte, nu mi-am pus această întrebare. Dar părintele zice, uite că mi-am pus eu. Să știi că dacă într-un an n-ar fi Sfintele Paști, nu te mai spovedi, că n-ar fi postul Sfintelor Paști. Pentru că tu nu mergi pentru că vrei să te spovedești, ci mergi din faptul că te împinge presiunea socială. Sau soacra, sau soția, sau mai știu cine te trimite să te spovedești, da? Există și acea întâmplare în care în postul Sfintelor Paști, într-unul din ele, la spovedit a venit o femeie dintr-un sat de acolo și l-a adus pe fiul său, care n-avea nimic cu biserica. Părintele a spovedit după femeie, a venit și ăsta de două, trei întrebări, părintele și-a dat seama că el n-are treabă cu biserica. Sigur, i-a spus să meargă la biserică, nu l-a lăsat să părtășească. Și vine după aceea mama iară necășită la el. Ce părinte, dacă ați ști cât m-am străduit eu să-l aduc copilul ăsta să se spovedească. Dacă ați ști cât s-a străduit Îngerul Păzitor, să-l aduc aici la spovedit și dumneavoastră l-ați oprit la împărtășanie, dar părintele trebuie să zice, dragă, dacă s-a străduit Îngerul Păzitor să-l facă să se spovedească, acum să se străduiască să-l facă și să se împărtășească. Adică să ducă o viață care să-l recomande pentru împărtășanie. Nu să-și o, cum să zic, să o ceară ca pe un drept, pentru că nu e un drept, ci să trăiască starea de comuniune cu Dumnezeu. La fel, în ce privește canoanele, Părintele le vedea ca niște mijloace pentru îndreptarea celui căzut, nu ca pe niște pedepse, pe ceva, pe un formalism sec și rece. Și asta poate e bine de avut în vedere, mai ales de teologii care o să ajungă preoți. Și amintea Părintele un cuvânt al Părintele Arsenie Boca, și anume, cuvânt foarte simplu, să ai înțelegere față de neputință omenească, care e o realitate. Și tu trebuie să înțelegi pe omul care are orice neputință și eventual să-l ajuți să o depășească. În încheiere, aș spune că Părintele aprecia, păstra, cultiva tot ceea ce este frumos și înălțător. Îi plăcea, de exemplu, să asculte o muzică frumoasă, clasică sau populară, îi plăcea să asculte o piesă de teatru. Știu că mai spunea la conferințe, avea atunci un coleg, Părintele Paisie, și plecau la masă sau Părintele Paisie, trecea pe la el să meargă împreună la masă și Părintele Teofil zicea, nu vin, dar zice, ce mânci? Zice, o piesă. Se hrănea cu piesa respectivă, da? Deci s-a bucurat să-și cultive intelectul, a cultivat prietenia, a trăit bucurându-se de Dumnezeu. Ori prin toate acestea îl văd ca pe un model de trăire firească, ca pe un model de firesc al Sfințeniei, pe care suntem chemați să-l înțelegem și să-l urmăm cât mai mult.